În mini-vacanța de Crăciun, jandarmii Vâlciune au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 23.700 de lei pentru circulația persoanelor în intervalul orar 23-5, în locurile în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă și pentru lipsa purtării măștii de protecție. Pentru evitarea acestor situații, Jandarmeria Vâlcea vă recomandă să respectați măsurile impuse de autorități și nu în ultimul rând să vă gândiți la sănătatea dumneavoastră și a celor din jur.